Salutare tuturor, eu sunt Crip și m-am regăsit la un episod cu Fortnite. În acest episod am luat câțiva abonați și am jucat la squad. Dacă vreți ca și voi să apareți în următorul episod de Fortnite, nu uitați să-mi lăsați la comentarii numele vostru de pe Epic Games. Acum, să trecem la episod. Mama, dacă nu câștigăm meciul, dau un install la Fortnite. Ce rabă, mă, frame drop-uri? Mă joc pe carte, top sau carte sau... Ce zici? Ai început filmarea? Nu știu, frate, 100% nu. Ah, ok. Bun, cred că PC-ul meu are nevoie de o acomodare cu Fortnite-ul. Că nu prea mai da pe el. Hai, dă-i la Colossal Crops ăsta. Bă, dar sunt astăzi. Bă, mohecuie, mă, ăștia ești nebun, nu știu, mă, dar și contul de Ubisoft. Tot ți-a luat. Nu, mă, nu, dar prind acum la 7 fix. Iată codul de securitate pentru contul tău, pentru contul tău Ubisoft. Te rugăm să folosești codul de mai sus pentru a verifica. Trebuie să schimb parola. Lol, așa avem eu la Epic. Mă dropezi acolo, știu că probabil o să mă și ton. Bă, doar lame sunt pe aici, ești nebun. Ce arma asta? Nu știu ce sunt armele astea. S-a băgat acum nou. S-a băgat? Aia cu T-Rex și cu dinozaur, cu dalea. Aia, din câte știu, s-a băgat acum acea timp. Nu știu, bă, bro. Am la primal epic din prima. Băieți, ventilez un pic pe ăștia. Bam, verde, dacă vreți. Oh, da. Ce-i? Stai. Ăsta e ăla, bă, din Save the World. Player acolo. Care? Stai o secundă, că vreau să-l ventilez pe băiatul. Hai să-l ventilez pe băiatul ăsta de aici. Hai că... Ștane! Opa! Culcat! Am dat doi knock. Unde mai e un? Hai să-l culc și pe ăsta. Nu știu, stai că-i dau... Îi dau... Nu mai fac momentul ăsta de controller. A, gata. GG. I-am cam culcat pe ăștia. După video ăsta, bag un chest de la blană. Ia de aici, minicoră. Ia. Oooo. Așa, am dat big shield. E clar. Torpil așa. E cineva clasa 8-a de aici? A 8-a? Da. Nu. No. Anul viitor. Că eram pregătit și eu să zic condoleanțe pe aici, dacă e cineva. Eu sunt singur de aici 8-a. Condoleanțe. Păi, cred că în curând o să vă întrebați, dar ce-i cu tine pe Fortnite? Nu înveți. Du-te, m-am învățat. Deci, Mihnea, ca să știi, eu sunt un obsedat de calculator și... Na, pur și simplu, nu pot să mă despart de el. Înțelegi ce vreau să zic? Ați luat la Maya? Da, nu te... da. Nu, lasă-mi mie, te rog, gloanțele alea. Eu aia doresc. Vreau să găsesc un băiat la care e un pic mai călduț. Primal, vreau primal. Shotgun? Da. Bine, îți dai seama. Îmi place că Mihnea cu minicoară într-o parte a măpii. Da, okay. da. Și iată clip într-o altă parte. Suntem aici, ei, noi. Acum și tu. După necesități. Batem noi unii și voi unii. Eu sunt prin lady pe aici. Cred că sunt locul cel mai sus de pe artă. Uitați-vă către mine, uite-te către mine puțin. Lol. Și aici dansez sus. Te-ai gândit să pun checkpoint pe tine. Dar ce-i nu pot. Bros, ce-i asta? Nu, mai sus. Da, dar nu pot. Nu pot să pun acolo. Bă, nu mă miră ca într-un update să se adauge aproape de tine? Da. Cerpi, boss, cerpi. Dar eu nu pot să pun la tine, nu pot, acolo sus. Pot să pun abia acolo. Lămaio. Opa, playeri! Unde? Veți! Să-i les! La mine aici. Da, așa că mi-e... Bă, Steric, să aici noi. 3 împărți la 12, 4 glanțe de fiecare. Hai că ne încadrăm. Unde ești, mă? 4 glanțe de fiecare. Ok, unul s-a încadrat în 4. Hai, încă 2. Asta nu vrea, mă, numai 4. Bă, s-a dat mai multe. Acum nu ne mai încadrăm. Ba nu, mă, erau numai 2, ne-am încadrat perfect. Ne plimbăm pe apă, eu cu creep. Tipic. Păi, da. Uitați dacă vreți un din ăsta, că îmi fac pan pe pic dacă mai îmi dați un mechanical part, unul singur. Da, cărat. Hai că am venit și noi. Eu eram schemor pe Save the World. Schemor pe Save the World? Da, dar era micuț, mă, era acum cât. La avem început, eu prin sezonul 4, 5 pe acolo, eu nu mă jucam Battle Royale, mă jucam numai Save-or, ca disperatul. Parcă în sezonul 5 m-am jucat mai mult Battle Royale, am avut level 90 și ceva. Dădeam grind pentru 100. Aveți gloanțe? Aveți gloanțe de ară? Careva? Nu. Unde ești? Cam 400. Am 200. Aici. Inventory. Ia că nu mai știu cum funcționează. Vezi că... bă, dar vezi că astea nu sunt de ară. Da, corect. Scuze, mă joc creativ tot ziua, acolo nu trebuie să dai split la glanțe, știi? Știu.
Pe safe door merg lanțele alea. Da, de acolo dai cap. Păi vine acolo, eu mă jucam pe controller mai de mult. Ce cu parpala acolo? Primele metric, ce ai făcut, mă? Ce cu parpala acolo? Unde ești tu, shakedown-ul ăla? Da. Unde e prietenul lui, că nu-l văd? Nici. Băieți? Hmm. Ca să vă fac poză, să descum se vede mie jocul. Băieți? Am bugat jocul? În pantă! E clar! Doamne! Nu știu cum o să faci, dar sper că arăți asta pe filmare să se vadă. Îți dai seama cum arăt. Iau poza și o pun pe filmare. Aoleu. Bă, da. Dar tu știi ce dubios e? Eu vreau să dau și pe CS o dată. Dar ea încearcă... Bine, dar ar trebui să pierzi multă viață. Să mori. Ca așa îți revii. Oh, da, corect. Aveți ceva medkit, beți? Am eu. Am eu. Nu-s aici, bandaje. Oh, lasă. Hai. Am aici medkit. Minicoara cranking right now. Hai, dă-i. O moarte. Vezi că nu mor. Ba da. Dar tot sunt într-o parte. Nu, nu cred. Ba da, tot. Ia aruncă-l. Ia-mă, poți să-și aruncă-mă. Aruncă-mă odată. Bă, nu văd niciun player, vreau așa să mă ia, bat. Ia, dă revive, nu mă mai arunca. Ia bandajele de acolo, că este campfire aici. Sau nu, cred că mai este. Dă medkit-ul direct. Ia, las că am luat eu bandajele. Dă-i tu. Ia-s tu meu ăla. Ce-s legendar. Păi eu l-am văzut de mult, player. Dar am realizat numai după ce am murit. Medkit. E foarte tare, frate, mă pim pe mapă. Acolo nu e. Dar fix atunci când plec de acolo, e. Vreți că sunt multe mașini pe aici. Veți, am arcul ăsta toxic tare. Doamne, ce-l iubesc. Și mi s-a dat cancel, dar... Doamne, ce fac de jocul ăsta. Vezi că e low. Cred, dar nu-l văd. Gata. Mort, lasă-l. Sau dai tu. Calmă că... Dacă tot îi seam și movement de controller. Vezi că e bot de ăla. Omoară-l. Da. Mai eu, mă vedeți că mai... Da, îl văd. La controller. Acum sunt pe controller. Mamă, cât i-am dat. Mort. Bă, Crip, știi că dacă te joci de pe controller... Așa. Uite-te ce movement am, vezi cum mă mișc? Da. Cumva și eu pot să construiesc pe lateral în timp ce... Pentru că ești de pe controller? Da, nu știu cum, te poți, poți fugi cumva cum te uiți în laterală. What the hell? Dar bine, există software special, știi? Gen... Vreți că aveți acolo mini-uri și big shield? Bă, dar nu găsesc niciun player să mă bată tata. De exemplu, dacă o să cauți pe net, keys to input, o să ai ca un fel de soft unde îți dă remap la W ca și cumva aia de la controller, joystick-ul. Da, mă, dar e legal, bază. Adică e fair, e fair. Da, mă, da, o zici și Benji pe stream că poți. Am înțeles. Vă dau 5 lei dacă pierdem meciul ăsta. Ok. Ok, hai să-l pierdem. Nu avem cum să-l pierdem. Nu, e ok. Player acolo. Hai de capul meu. Acolo. Bă, aoleu. Vezi că e rupt la minicoara. Da, știu, dar stai că... Opa, că mechanical box e un pic cam OP. Mai ești un acolo. Mamă, dar ce OP arcul ăsta, bă, e prea OP, mă. Oh, damn it, ce... Ce Citroen i-am dat la copilul ăsta. Au capul, 200. Oh, pa ia-l pe băiatul ăsta. Băiatul. Unde te uitai? Bravo. Asta era pierdut pe Valorant, veți. Se uita pe Clash. Era pierdut omul. E 4v1v1. Nu știu, e voi, dar e 4v1. Hai, că e GG. Opa. Hai, că e 4v2. Lăsați-mi mie, că cam mă fac de râs, 2 kill-uri. Never mind. Aveți 2 kill-uri? Am 7. Am 2 kill-uri. Eu am 3. Bă, vă fac hotel. Clip? Hai, fă hotel. Le mimic hotel. Lasă-mi mie, vă rog frumos. Sper să-i dau kill cu ăsta, să nu iei tu. Ia stai. Lasă dacă pot să folesc așa cum am cam fel de trick shot. Vă rog, nu-l băteți, vreau să-l bat eu. Unde e?
Da, bă, cum mă duc eu pe el. Te rog, Creep, te rog. Te rog. Am două kill-uri, mă fac de râs. Nu l-am urat. Creep! Doamne. Doamne, ce-mi place pe jocul ăsta să fiu toxic. Nu știu, așa, parcă stă în fire când te joci până să fii toxic. Să te joci până să fii toxic. Ai, e sinonim. E sinonim. Știi ce zic? E pleonaz, știi? Fortnite și da. Toxic. Ha, mă, azi m-am jucat fără și am fost toxic. Pleonaz, mă, dă-i și tu Ready Strix, așa, nice. Dacă vă jucați Rocket League, uitați-vă la live-urile de la Rocket League, că prinzi reward-uri gratis. Da? Da. Ah, da chiar, mă, da chiar. Trip, e acum live. Am un prieten, mă, da. Da, mă, haideți. A avut copilul ăla un noroc, nu-ți dai tu seama. A intrat pe un live, s-a uitat așa puțin și el a primit reward. Intră pe joc, că e da claim pe Twitch. Intră pe joc, o primit Titanium White Helios. Știi cât costă alea? Mm. Boost-ul ăla? Mm. 13.000 de credite sau ceva de genul. Mama mea. Și le-a vândut. Și acum are setat pe fiecare mașină. Gen are Fennec, l-are pe Saffron, are mainframe pe Saffron. Are full loadout, știi? Nu așa că a avut el noroc și și mult mai slab ca mine. Bă, omul nu iese din Platinum în viața lui. Nu avem niciun. Da, nu contează de asta. Mă duc în banii, da, bărbi ăsta, că poate aici mai... Da, nu mi se pare, știi, gen... Trebuie să ai un noroc insane să spici așa ceva. Ba nu, mă, nu, 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 nu. Eu stăteam pe Sea of Thieves că erau exact aceleași chestii, știi? Dura vreo... Cel mai mult cred că am stat 5 ore ca să-mi pice o chestie pe Sea of Thieves. Gen 5 ore așa, a lăsat calculator deschis. Da, mă, da, trebuie să ai bulan, mă, dacă n-ai bulan, cum să-ți pice, mă, de 13.000 de credite fără noroc? Da, îți dai seama că e un bulan absurd chiar. Să stai și puțin. Da, da, mamă, da, adevărat. Să stai gen 10 minute, 15 minute și să-ți pice. Poți să dai numai 3 nade-uri? Poftim? Mă, și cum îți faci înapoi gloanțele la arma asta? Trebuie să spargi orice chestie cu arma. Adică cu aspiratorul. Cum? Cu click dreapta. Nu, mi-a plăcut video cu Google Translate preferat. Hai că nu e pe dacă e arma asta. Cu Google Translate, tu ți-a plăcut? Da, da. Poate fac și pe Fortnite un episod de genul. Ai stat la el, cred că... Am stat o săptămână. Și câte vizuri are? O săptămână? De unde? De ce o săptămână? Păi cam atât a durat, știi că trebuie să și gândești. Trebuie să și gândești puțin ce o să zici în videoclipul ăla cu Google Translate. Dar nu poți să zici am mâncat sarmale azi dimineață, băieți. Exact, exact, n-ai cum să zici. Si? Da. Either. Și greu până scrii pe Google Translate. Bine, acum pot să scrii rapid, ok, dar degeaba că tot durează mult. Oricum mi-am dat seama că am făcut niște greșeli. Adică la un moment dat textul era am dat un gol și textul de pe video era altceva, știi? Am uitat să schimb textul. Dar nu știu dacă a văzut cineva. E mai pe la final, e mai ascuns puțin, că a durat câteva secunde, milisecunde, mă rog, secunde de fapt, nu milisecunde. Băieți, vă recomand să aveți clip pe shop și să dați follow la Minicoara pe Instagram. Pe Instagram, la Minicoara. Da. Așa, băieți, am revenit, am fost până la baie dacă... A revenit Minicoara. Am clip pe shop, dar nu dau follow. Am gripe și-am dat da follow. Bagabon, te-am prins. Cum să nu dai follow? Trebuie să dai follow, bro. Bă, păi, asta... Stai, Mihnea, tu ai zis? Nu, eu am zis. Sterix. Sterix? Păi eu te bag pe serverul de Discord, mă, vorbim cu tine, mă, și tu așa faci. Mamă, șarpe, bă, șerpălău. Bă, da, mă, așa se pare rău. Urât așa. Păi, bă, păi... Mie mi se scoade codul de pe shop. Da, am nevoie acum, știi? Da. Bă, da, chiar tu, cum ai făcut? Bă, Minicoara. Am avut 1000 de follower pe Twitch. Nu, mă, nu. Mă refer cu Hyper Wallet-ul, cum ai făcut? Mă, nu știu. Mort? Adică la ce se referi? Cred că nu mai trebuie să-ți mai spui din câte știu eu. Ia să-i, eu cred că Sterix cu Mihnea se bate cu cineva. Se bat cu cineva. Păi da, chiar ne bat. Dacă o să mă căutați Mihnea pe... O să-i des cam 23 de follower, nu știu ce s-a întâmplat. De la 1000 ai ajuns la 23. Da, în timp de 5 zile, nu știu ce am făcut. Mamă, mamă! Meu, bă, a, bine, mi-am și șters videourile, da? Bine mi-a făcut că m-a lăsat pe de Fortnite, frate. Bă, rup!
Și mi-a dat voile ăștia, bă, creep. Păi da, Mihnea cu Sterix cum au ajuns acolo atât de repede? Nu știu. Dar eu am crezut că sunt mai aproape. Hopa, mi-a intrat în box, what the fuck, ce kamikaze. Hai, Minicoara, vine și tu să îi ajutăm. Acum asta. Mort, never mind. Bă, dar de ce se aude așa, mă? Ce anume? Mă, dar ce se aude așa când ai... Ați încercat să vă dați, cum se numește? Shockwave? Ați văzut cum se aude? Nu, ce sound? Yes. Dacă o să vezi pe jos, ia. Ia în inventar și aruncă unul să vezi cum se aude. Acum mi-a dat din greșeală. Vă mai bateți cu ea, da? Sterix. Nu, i-am bătut. Ah, ok, hai că acum am ajuns și eu după ce i-ați bătut. Mamă, ce mașină am găsit! Da. Mamă, spui că sunt Dorian cu X6-le. Ia vină încoa. Ouleu, zici că ești din filmele. Ia vezi? A venit Dorian cu X6-le, bă. Pe cine am aruncat? Pe cine am aruncat? Scuze. Bă, sunt Dorian cu X6-le, bă. Minicoara, unde ești, bă, să mă vezi? Că am venit cu X6-le lui Dorian. Ouleu, zici că ești din filmele. Ia vezi? Hai de capul tău. Bă, dar vezi că ăsta poți să urci pe munte. Hai să mergem rapid la o munte, să vezi cum urci pe munte cu ăsta. Haide. Care munte? Dar nu, mă, te duci la 90 de grade, mă. Hai că 90 de grade. Tu și la... Uite, noi mergem pe plin. Hai să mă gândesc câte grade, să zic. Mamă! Bă, ești nebun? Nu cred. Bă, dar ce-i mașina asta, mă? Așa ai zis, zici că la, zici că la supra-dos. Avea la un episod 1000 de vizualizări, 3 comentarii, dintre care 2 erau ale lui. Oh, nice. Gen, am rămas prost când am văzut. Oricum, condu tu, că tu ai permis-o. Boom. Sper că ai permis-o. N-am permis-o. Bine, da, bine, n-ai 18 ani, dar... Am. Are. Ai 18 ani și... Da, da, păi dacă buletinul vine într-o lună, eu ce să le fac? Frate, o lună a durat și nici măcar nu mi-a venit încă. Că n-am cum să scot cazierul fără buletin, știi? Și n-am cum să dovedesc că n-am făcut nicio faptă, că n-am spart vreo bancă sau d-alea. Dar eu, de câte știu, mă, nu puteai să-ți iei permisul la 16 ani. Ba da, da. Gen, ba da, și să conduci mașini d-alea mini, dacă știi ce zic. D-alea ba cu da, dar nu știu. Dacă, bă, cum vrei acum, la 16 ani, dacă ți-l iei, trebuie să dai la 16 ani și trebuie să mai dai o dată și la 18 ani, adică, nu. Da. Da, știu că te smeri. Mai am trage mașina în dreapta. Îmi tot trage mașina în dreapta și în stânga. Nu înțeleg de ce. Apasă în direcția în care strage, apasă odată în direcția în care strage. Da. Mai strage? Nu. Gata. Hai rapid să ai un pic ai ceva ventilator, că mă pricep cu el. Dar nu știu ce e la ventilator. Shotgun la primul. A, nu. Nu, n-am ventilator. Sad. Oricum, lasă, facem rost de el. Bă, dar erau playeri în față pe acolo. Mă rog, după munte, că n-am cum să pun după munte. Da, nu-i problemă. Oh, băiatu! Salut! Ce te aduce în această zonă periculoasă? I-am dat knock. Urcat. Vezi că mai e unul. Așa ar trebui. A, da? Da. Ai primal? N-are primal. Lasă că-l culcăm și pe ăsta. Unde e? Băiatu! A, e în apă. Te-ai calmat. Mort. Da, bine că furat. Am un kill, băiat. Vezi că cred că avea primal, dar nu știu de care. E de... Nu, are rifle. Nu, da. Nu-i ventilatorul ăla, șmei. Nu e. Uite, broască, bă! Stai să-l trag, broască. Vezi că poți. Pot să trag, broască. Lol. Shotron. Să-mi zici ce părere ai de item ăsta. Care? Hai aici. Ce e ăsta? Ia-l și dă, ține click. Lupilii, nu vreau lupilii. Și tu dacă atragi iteme... Aoleu, cât din lupi. Tu trebuie să atragi iteme cu el. Și atunci ți se încarcă glanțe. Și dacă apăși click stânga, gen să tragi cum mai trage, dai cu niște bombe de alea. Bă, care trage? Și cred că sprayeri. Ai dat după creep? Ai dat după creep? Aha. Vezi că i-am cam secat. E secat. Bravo. Mort. Calmează-te. Mai unul. Stai că trag eu unul. Hopa, vedeți că player și ne îmbătaiem. Stai că ăsta e cam șmecher el de fapt. Gata. L-a rezolvat creep. Așa. I-am dat-o. Nu, ai zero ping, ai zero ping. Stai să-i dau feedback. Vreau să-i dau feedback. Hopa, mamă. Ai un hit din asta, că sunt damage, da. La mine, veniți repede, repede. Fulgeri să fiți. Fulgeri să fiți.
Dă-i rocket. Uite, îl văd, îl văd, îl văd, îl văd. Stai că încerc. Așa ce Fortnite, băieți. Sorry, sorry. Crezi că-s playeri, crezi că-s playeri, ca lumea. Stai că încerc eu să trag în el. Crezi că-și joacă minicoara, am încredere în tine. Bine. Și în grip. Eu acum fug rapid în zona. Și în grip, în amândoi. Grip, uite-te la mine, uite-te cât de rapid fug eu în zona. Stai așa că trag cu ăștia după mine, sunt nebuni. Ajung cât de repede la tine. Uite-l. Grip, uite-te la mine cât de repede fug. Doamne ferește, spui că e Naruto. Zici că e Leo. Ia zi-mi îndoi, că îl prind eu. Ești tu minicoara la her. Ce-ți fac? Ești tu reboot-ul ăla, dacă ești de treabă. Asta, ai o secundă. Ești vagabond. Mamă ferească, spun tu ce s-a întâmplat acolo, frate. Stai că ăsta-i vagabond. Stai mă, stai, stai mă, stai, ceva nu e ok. Mă, voia să vă spun unde mi-a dat ăla. What the fuck a fost asta? Cum faci în clip că-i pierd un meciul? Îl bagi? Îl bag, îl bag, îl bag. Păi, cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Crip, până data viitoare rămâne sănătoși, pa, pa!